Ludovic Orban, depunându-și acum moțiunea, probabil că va zice și câteva cuvinte poporului. Vedem aici multă lume strânsă în jurul domnului Orban, încercând să vedem cine sunt cei care se adună. Poate că e mai puțin important, că până la urmă e important numărul, că și la voturi nu e important numele, e important numărul celor care votează. Încercăm să mai deslușim din această mulțime câteva persoane. I-am identificat persoane deja în grup... pe susținătorii, poate cei mai vocale ai domnului Uite-l, pe fostul domn ministru Corban. Al fondurilor europene, parcă îl văd acolo, nu? Care, domnule? Uite-l, domnule, acolo. Ăsta, fondurile europene, zici, cu, nu? Sau, nu, al agriculturii. Păi, domnul despre ce vorbim, domnul Buzeanu? Da, Virgil Guran, în aceste imagini, l-am văzut pe ministru zis Grindă, cum îl chema în acte, Ștefan. Și mai n-am cum? Văzut și pe și domnul Guran, n-am văzut și pe domnul Grindă. Cred că și domnul Alexandru Cocii și interlocutorul nostru din ultimele zile se găsește pe aici. Prin aceea, mulți lideri din teritoriu, majoritatea figurilor cunoscute, în schimb, sunt în echipa hashtag câștigătoare, pentru că cei mai promovați au fost, bineînțeles, miniștrii PNL, iar miniștrii PNL au decis să-l susțină pe premierul Florin Câțu. Dar, iată, și... nu e nici Orban singur el aici. Uite-i cât sunt. Uite-i cât sunt, domnule, că și votul oricăruia dintre cei mai puțin cunoscuți este egal cu votul unei personalități extrem de mediatizate din PNL. Depinde doar, diferența o poate face, calitatea de președinte, de organizație, dacă poți acolo influența lista delegaților să trimiți oameni care să-ți voteze preferatul. Mă, eu aș compara un pic, așa ca la nivelul ăsta, aș compara cu ce s-a întâmplat la Federația Română de Fotbal, acolo unde toată campania contra candidatului Burleanu, toată campania lui Ionuț Lupescu s-a desfășurat pe ideea de, domne, nume mari, importante, cluburile decisive, venise, Alex Ferguson la grida, deci era Dragnea, era în favoare, toată lumea bună era. Problema e următoare, problema este că ăsta l-altul a mizat mai degrabă pe zona asta mică, de, nu știu, mini-fotbal, de, care, a căror vot, până la urmă, conta la fel de mult cât a celor de la Steaua, sau cât a celor de la Dinamo, sau cât a celor de la alte echipe. Deci, practic, până la urmă, putem să ne gândim că poate să fie și asta o strategie, ok, nu are nume mari în spate Ludovic Orban, dar are, poate, mulțimea aceasta, care contează de asemenea. E relevantă, ți-am zis, singura diferență pe care ar putea o face, pentru că strategia lui Ludovic Orban e evidentă. Mizează pe votul delegaților, nu al personalităților consacrate din Partidul Național Liberal. În schimb, ce ar putea să-l favorizeze pe premierul în exercițiu Florin Câțu ar fi capacitatea oamenilor lui de a influența lista delegați. Că degeaba te vrea poporul, dacă delegații poporului liberal, desigur, da, dacă delegații poporului liberal sunt aceia care îl preferă pe Florin Câțu. Planează în continuare, Răzvan și domnul și domnul, această suspiciune asupra felului în care vor curge evenimentele de acum înainte, nu care cumva să ne trezim cu un nou dosar sau cu o nouă acuzație la adresa lui Florin Câțu, care să-l să-l destabilizeze cumva din postura de premier, care este argumentul decisiv cu care intră în aceste alegeri Florin Câțu, probabil că de-aia s-au asumat în jurul lui foarte mult oameni, bine, pot să zic, domnule, valorile și așa mai departe. În primul rând, funcția e cea care contează și poate că aici toată motivarea din jurul domnului Florin Câțu. Dar lucrurile așa cum stau în momentul de față, Florin Câțu are vedetele acum, vedetele partidului, aici vedem doar câteva nume cunoscute, în rest vedem oameni care constituie Partidul Național Liberal, dar care de asemenea votează, nu? Adică până la urmă dai seama că votul ăsta e vor fi. Sunt acolo democrat. Și delegați de drept, sunt și oameni din echipa Orban care vor fi pe listele delegaților, indiferent de numele președintelui. E un meci greu de analizat. Până acum am citit doar speculații. Florin Câțu se bazează că toate numele grele fiind alături de el, e imposibil să piardă. Pe de altă parte, numele grele au oarecare relevanță atunci când vezi modul în care vor vota delegații. Dar astea sunt speculații și noi am transformat practic alegerile din Partidul Național Liberal în niște alegeri cu relevanță publică mult mai mare. Pentru că niciodată în istoria oricărui partid din România, după 90, nu a fost atât de mediatizată și atât de... radicală lupta dintre cele două aripi, cele două facțiuni. Au mai fost alegeri interne, au mai fost adversari care luptau pentru aceeași funcție. Dar parcă, așa cum se petrece acum în 2020,
21, disputa dintre Ludovic Orban și Florin Câțu, nu am mai întâlnit niciodată și mulți dintre cei care ne scriu acum în așteptarea discursului președintelui PNL și al Camerei Deputaților, ne spun, de ce ne interesează pe noi alegerile din PNL? Pentru că de foarte multă vreme Partidul Național Liberal n-a mai avut relevanța pe care o are în momentul de față de ceva timp încoace. Adică nu e ceva ce nu e o chestiune de moment, e o chestiune de o chestiune a ultimilor ani. În momentul de față Partidul Național Liberal cumva dă tonul în guvernarea aceasta. Partidul Național Liberal e principalul partid aflat la guvernare. De soarta acestor alegeri depinde numele viitorului premier, pentru că povestea asta, toată lumea își păstrează funcțiile, indiferent cine câștigă alegerile din interiorul Partidului Național Liberal, e o poveste mincinoasă. Pe surse știm deja că au identificat un înlocuitor pentru Ludovic Orban la șefia Camerei, dacă Ludovic Orban nu va câștiga aceste alegeri. Dar și Ludovic Orban a anunțat că își va da demisia. Florin Câțu nu va mai fi premierul României dacă va pierde aceste alegeri, în momentul în care va fi securizată o nouă majoritate parlamentară sau o majoritate parlamentară care să susțină un nou premier. Deci toate aceste garanții pe care le oferă ambele tabere, că nu-și vor mazili, nu-și vor exclude din funcția publică contracandidatul, astea sunt prostii. Și în plus, să vă mai spun ceva, de numele viitorului președinte al Partidului Național Liberal va fi legată sau va atârna și o candidatură la președinția României. Alegerile astea sunt probabil cel mai important eveniment politic al anului. Ăsta e motivul pentru care le tratăm ca pe niște alegeri pentru, nu știu, președinția României sau o importantă primărie din țară. Relevanța este dată într-adevăr și de ideea că de această cutumă cumva la care aderăm și noi acum, că probabil cel care va fi ales președintele partidului în septembrie acum va fi candidatul la președinție din partea Partidului Național Liberal, partid cu șanse reale totuși în câștigarea funcției de președinte. E important de precizat de când? De prin 2004, nu? Nu a mai existat un președinte care să nu fie susținut de ceea ce înseamnă acum Partidul Național Liberal. Pentru că în 2004 alegerile au fost câștigate de Traian Băsescu, nu, susținut de Alianța, da, PNL-PD. Ulterior, Traian Băsescu a câștigat alegerile din 2009, susținut de PDL, vărsat astăzi în Partidul Național Liberal sau comasat cu Partidul Național Liberal. Ulterior, alegerile au fost câștigate de Klaus Iohannis, susținut de acel ACL, dacă ți-amintești formațiunea, PNL-PDL, nu-i așa? După care, ulterior, Partidul Național Liberal, format din contopirea celor două partide, PDL și PNL, a câștigat încă o dată alegerile prezidențiale. Deci, într-un fel sau altul, de ceea ce înseamnă astăzi Partidul Național Liberal, sau din ceea ce înseamnă astăzi Partidul Național Liberal, decurg ultimele patru alegeri prezidențiale câștigate. Și atunci și asta e relevanța acestui moment, probabil că de asta toate televiziunile vorbesc despre aceste alegeri mai mult decât s-a vorbit despre toate celelalte alegeri care s-au desfășurat în cursul anilor. Pe de altă parte, mă uită din nou la mulțimea aceasta, Răzvan, și fac această constatare. Un singur ministru în funcție, nu? Mă gândesc dacă ar mai fi careva aici prezent la fața locului. Nu, cred că doar... Știu, miniștri în funcție, foști miniștri. E interesant, povestea e cu atât mai spectaculoasă la aceste alegeri, pentru că ne amintim alegerile anterioare. Când domnul Cristian Bușoi, considerat preferatul Cotroceniului la acea dată, a pierdut alegerile. Da. Da? E, ce s-a întâmplat cu domnul Cristian Bușoi? Nu a fost nici mazilit, nici înlăturat din partid, nici trecut pe linie moartă, ci făcut vicepreședinte, da? Și menținut în funcțiile publice. Pentru că se vorbește acum despre faptul că partidul e în pericol de scindare. E o luptă atât de aprică încât după aceste alegeri, când se va tranșa câștigătorul, este foarte greu după aia să reușești să reunești partidul. Deci, eu nu știu dacă acum vom mai repeta experiența ultimelor alegeri din PNL, când după vot oamenii s-au împăcat și s-au regăsit în aceeași structură de conducere. Apropo de structura de conducere a partidului, ce e absolut spectaculos și probabil este elementul inedit al acestor alegeri interne, toți oamenii grei din Partidul Național Liberal, cu excepția președintelui în exercițiu, Ludovic Orban, sunt în echipa, cum ar trebui să zicem, challengerului, celui care îl contestă pe președinte. Deci, omul 2
oamenii 3, 4 și 5, toți sunt în echipa cealaltă și contestă actuala conducere din care fac parte. Sunt alegeri spectaculoase. Alături de Ludovic Orban, să vă dăm numele pe care poate nu le-ați identificat din imaginea de ansamblu prezentată de colegii mei. Vă spun că alături de Ludovic Orban se găsesc în această moțiune domnul Guran, domnul Leoreanu, domnul Antonel Tănase, domnul Miuțescu, Ion Ștefan, pe care l-am nominalizat. Și domnul Miuțescu? Și domnul Miotescu. Domnul Sigfrid Mureșan, poate ți-e mai cunoscut. Uite, domnul Sigfrid Mureșan a semnat această moțiune în favoarea, practic, a domnului Orban. Intuiția e că îl va susține public, nu? Corneliu Olar, pe care l-ai descoperit-o puțin mai devreme în mulțime. Domnul Oros. Mai avem acolo parlamentari, Ioan Cupșa. Sunt destul de multe. E o mirare la Sigfrid Mureșan. Peste 80 de semnături, peste 40 de organizații, peste 40 de parlamentari s-ar regăsi pe această moțiune cu care candidează Ludovic Orban. 40 de organizații. 40 de organizații. Păi 40 se punea de problema de 10 la un moment dat. Presupun că 40 de organizații județene. Da. 40 de organizații. De organizații, mă rog, 40 de organizații. Bun. Care pot fi municipale, pot fi orășenești, da, da, pot fi multe feluri. La un moment dat se punea problema că nu va mai putea intra în aceste alegeri, că nu reușește să reunească 10. Aia a fost o intoxicare. A fost o intoxicare explodată simultan pe mai multe conturi de Facebook ale susținătorilor domnului Câțu. A face și asta parte din strategia online a echipei câștigătoare. Nu e absolut nimic în regulă să lansezi un mini fake news la un moment dat, dacă crezi că te poate ajuta. Adevărul a fost astăzi extrem de clar reliefat, a avut susținerea și a depus moțiunea. Domnul Nazare, știu că ești un mare fan al fostului ministru de finanțe, Alexandru Nazare, și el se găsește alături de Ludovic Orban, cum se găsește și doamna Violeta Alexandru, fostă șefă la Ministerul Muncii, fost ministru al De ce nu vedem aici pe doamna Violeta Alexandru? Eu am o problemă. Ofita, nu vedem. De ce nu e în față? Eu am o problemă și cu neasumarea celor care îl susțin pe Ludovic Orban. Mi-aduc aminte că am avut un dialog cu domnul Dancă la un moment dat, care m-a mirat. Domnul Dancă este alături l-am de domnul acolo Ludovic mai Orban. Profesorul Vlad Nistor, europarlamentar, da, de asemenea alături de Ludovic Orban. Dar sunt nume grele, dar nu sunt nume guvernamentale neapărat. Și ăștia și mai mediatizația. E o neasumare în spațiu public a susținerii lui Ludovic Orban. E o teamă cumva cu care se trăiește în Partidul Național Liberal, că mă gândesc că ăsta e argumentul. Sunt oameni care semnează, dar nu-l susțin. Dacă îi suni, îi contactezi pentru a interveni în emisiune în favoarea domnului Orban, ca să poți să dezbați cu tabăra cealaltă, vor zice că au treabă și vor vedea de lucru, se vor face că se uită în altă parte. Deci, practic, și asta înseamnă ceva, Răzvan. Faptul că oamenii aceștia care îl susțin pe Ludovic Orban au această teamă în a-l susține până la capăt, a-l susține în public. Vezi, la o semnătură o aruncă acolo dacă e nevoie. Dar dacă îi sun să intervină pe un subiect în care... Domnule, nu știu. Știi care e problema? Sunt mult mai vizibili, cu câteva excepții notabile, cei din echipa premierului Câțu. Și de asta parcă-ți vin mai multe nume în minte. Știi? Sunt 40 de parlamentari, dar ăia 40 de parlamentari, ceilalți parlamentari din echipa lui Florin Câțu sunt mai rulați în studiouri de televiziune. Mai repede îți vine în minte o Alina Gorghiu, un fenechiu, decât să zicem cine știe ce parlamentar. Sigur, noi în politica din România, Ludovic Orban, probabil sătul de vechi politicieni, de vechiul fel de a face politică, putem să prezentăm evenimentele și încheie aceasta. Uitați aici, oameni noi, figuri pe care nu le recunoașteți, oameni care vor interveni probabil de acum încolo în politică, dacă va câștiga Ludovic Orban până la urmă. Dar eu, în locul lor, sincer, aș fi invocat pandemia și mi-aș fi pus masca. Ar fi venit toți cu mască. Dom'le, nu știm exact cine e acolo, măștile astea nu te lasă să vezi exact persoana dincolo de ea. Este la declarații Orban. Președintele PNL Ludovic Orban, în aplauzele susținătorilor săi, va face o serie de declarații. Poate de acuzații. Poate și de acuzații, poate de dezvăluiri. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum anume sau împotriva... Dar de fapt de ce împotriva? În favoarea ce va fi direcționat discursul său? Că până acum au fost destule lucruri împotrivă. Să-l ascultăm pe președintele Ludovic Orban atunci când vor termina de scandat susținătorii săi. Terminat de scandat numele său. Interesant că un singur telefon se ridică, vezi, restul mâinilor aplaudă. E o organizare foarte... Ia să ascultăm, Ludovic Orban. Nu se aude, nu cred că auzim. Nu se aude, dar ce frumos se vede. Aici vorbește exact cu... Vorbește doar cu cei strânși acolo. Probabil se adresează acum susținătorilor săi, urmând să facă și declarațiile pe care le vom asculta cu toții. Dacă știți să citiți pe buze, în schimb, aveți în momentul de față un avantaj...
Ceva, ceva, parcă se înțelege. Dar putem să intuim. Și acest Florin Câțu, care mi-a promis că nu va candida, uite că până la urmă a intrat în cursa asta și m-a mințit. E un om necinstit, e un om... Uite, poți să... Bine, pe tonul mai relaxat. Mai relaxat. E un om necinstit, da, e un om care nu mi-a spus care are cele dosare. Nu mi-a spus? E un om pe care l-am făcut premier, l-am făcut vicepreședinte, mă uit la Rareș Bogdan, l-am adus în partid. L-am făcut prin vicepreședinte. Înțeleg că o să intervine la ora 19 la emisiunea Bună România. Din păcate văd că foarte mulți oameni susținuți de mine mi-au întors spatele în aceste momente grele. Probabil că asta e linia discursului, dar ce trebuie să remarcăm la domnul Ludovic Orban de-a lungul istoriei prezenței domniei sale în spațiu public? Domnul niciodată nu s-a enervat. Adică tonul pe care l-am avut eu mai devreme nu l-a avut niciodată. Indiferent cât de drastic a fost situația, are aceeași ton, are aceeași tonalitate. În afara momentului în care îl prezenta, celebrul moment în care îl prezenta pe Klaus Iohannis, celebrul moment cine-i generalul, așa, în afară, nu l-a văzut ridicând tonul niciodată pe Ludovic Orban. Nu ridică tonul, dar are oarecare melodicitate în discurs. De asta încercam noi să relevăm puțin mai devreme și acest aspect. Vorbeai tu despre fețe cunoscute. Știi că acum dacă te apuci să-i numeri, Domnul Buzoianu, stau și mă întreb așa. Vezi tu, în politică e bine, mă, să fii foarte cunoscut? Dom'le, în general, în România, politicianul român este cu atât e cu atât mai valoros cu cât este mai puțin cunoscut. Pentru adică că mă gândesc așa, cam cât de bine cu, este cu ce să agăți. Uite, de exemplu, să te susțină domnul Emil Boc. Da. Eu am înțeles că acum trăim într-o zonă de asta de euforie. Vezi, mi-ai zis Emil Boc, gata, am deja 10-15 contraargumente la Emil Boc. Păi care, domnule, care vorba aia, care a guvernat. Dar, vezi, oricare nume mi-ai livra în momentul de față, voi găsi o serie întreagă de alegații de adresa sa. Uite, oamenii ăștia necunoscuți. Stai o secundă, ai să dau niște nume grele. Am senzația că am abordat în mod absolut dezechilibrat problema. Ne-am purtat de parcă n-ar fi. Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați europarlamentari români. Dom'le, am auzit vorbindu-se despre el ca viitorul președinte al României. La un moment dat, într-o euforie a momentului. Despre profesorul Vlad Nistorian. Cunoscut. Ce să mai... N-ai ce elemente negative sau ce în discuți. Da. Eu am zis că e frumos să deschizi lista cu primarul Clujului și să te prefaci acum că ce se întâmplă acolo e bine. Ce se întâmplă acolo nu e bine. Tu te acolo să vezi. Eu aici mi-am asumat această responsabilitate, dar a fi avertizorul de, cum să spun eu, de corectitudine în ceea ce privește traiectoria asta a Clujului. Eu nu cred că e atât de bine pe Câțu. Mi se pare că acolo se construiește un brand de gospodar local care trebuie la un moment dat readus la București să facă bine. Gospodar local e Clujul, totuși... Hai să fim serioși. E Clujul un oraș povestit de toată lumea? Dar nu e povestit sau de toată cei lumea. Mai mulți povestit ca fiind un succes. Aici n-ai cum să... Domnule, lumea privește admirativ încolo spre Cluj. Domnule, nu e un succes. Nu putem să contestăm așa. Cine nu cunoaște metode de dezvoltare coerentă ale unui oraș de talia Clujului. Dar întrebarea mea e ca o paranteză la eveniment. Ia zi-mi, domnul Buzoianu. Domnule, de ce nu are totuși microfonul? Pentru că nu vorbește și pentru tine acum, domnul Buzoianu. Dar îmi închipui că va fi un moment în care va vorbi și pentru mulțime. Poate că acum vorbește pentru grupul său niște lucruri pe care nu trebuie să le auzim. Poate că e și o indiscreție ce facem acum. Poate că nu e bine ce prezentăm acum. Ideea este că, într-adevăr, cu cât numele este mai sonor, cu atât în politica din România sunt mai multe contraargumente adunate la dânsul. Pentru că asta e situația. Ai trecut până anii aceștia, dăm un nume și imediat îți găsesc problemele sale. Dar oamenii ăștia, vezi, pe care nu-i cunoaștem, în legătură cu oamenii ăștia necunoscuți, în legătură cu oamenii ăștia nu avem ce să zicem de rău, pentru că nu avem ce să zicem nici de bine. Nu, n-ai auzit de ministrul Ștefan? În afară de domnul Ștefan, care... A vrut să facă o mică susținere la Ludovic Orban și a ajuns în prima linie. Violeta Alexandru, n-ai auzit? Dar de ce nu o vedem aici pe doamna Violeta Alexandru? Păi, eu știu, o fi în unghiul mort. Ce întrebare e asta de ce nu o vedem? Crezi că a fugit? Crezi că a dezertat? Crezi că a defectat în echipa câștigătoare? Eu cred că e relevant totuși faptul că oamenii ăștia au o mică teamă așa în susținerea lui Ludovic Orban. Adică de susținut îl susțin pentru că, uite, semnează moțiunea. Au momente de intervenție în spațiu public în favoarea domnului Orban și atunci mă mir că nu există consistență. Adică sunt, domnule, îl susținem, dar haideți să nu... Se pare că nu e susținut până la capăt? Mi se pare că e o teamă. Mi se pare că e o teamă legată de acest marș triumfalist al celorlalți candidat și te gândești totuși și îți faci un calcul de rentabilitate, bă, se pare că am susținut, dar nu chiar așa de rău. Adică, știi că mă gândesc că e și un management personal pe care și-l face fiecare și se gândește, bă, dacă câștigă ăla, dar tu mai ții minte, ce naiba face? Mai ții minte postarea domnului Antonel Tărase? Mi-aduc aminte.
Păi ai văzut ceva mai radical de atât? Da, am văzut că l-am invitat în emisiune de câteva ori pe domnul Antonel Tănase și a zis, domne, de miercuri, domne, intervin, dar de marți, domne, dar de săptămâna viitoare, sunați-mă. Deci am văzut câțiva pași în spate făcut chiar de domnul Antonel Tănase. Nu, dar nu l-am văzut. Nu a plăcut emisiunea asta. Dar nu l-am văzut nici în alte emisiuni. Nu i-o plăcea televiziune. Nu i-o fi plăcea spațiu public, dacă să-mi susții pe Ludovic Orban, totuși te să apari... În teritoriu. Da, mă rog. E important, totuși, noi acum am spus că tratăm alegerile astea din interiorul PNL, de parcă ar fi ceva de anvergura unor alegeri publice. Da. Dar ele totuși nu sunt publice. Adică acum nu contează cât de mult îl iubește poporul pe câștigător, contează cât de mult îl iubesc peneliștii pe câștigător. Haideți să-l ascultăm pe Ludovic Orban, care se îndreaptă în aceste momente către pupitru, de unde va face declarații pentru noi toți ceilalți care nu ne aflăm în curtea în care și-a anunțat candidatura. Nu știu. Ludovic Orban, președintele PNL, declarații în direct pe B1 TV. Sărbăna, bună ziua! Astăzi mi-am depus oficial candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal pentru un nou mandat. Odată cu candidatura am depus programul politic, moțiunea care prezintă viziunea mea despre evoluția Partidului Național Liberal și viziunea mea despre cum Partidul Național Liberal urmează să dezvolte România, să-și împlinească vocația de motor al modernizării, al dezvoltării României, al progresului și al afirmării României pe plan internațional. Sunt alături de mine foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru că și-au manifestat sprijinul prin prezența lor la depunerea candidaturii. Vreau să afirm din capul locului că odată cu începutul oficial al campaniei de promovare a moțiunii pe care o susțin, am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în Partidul Național Liberal. Am ca obiectiv să refac prestigiul Partidului Național Liberal, am ca obiectiv să creștem performanța guvernamentală, am ca obiectiv să asigurăm coeziunea în coaliția de guvernare și capacitatea de a pune în practică programul de guvernare pe care ne-am angajat în fața românilor că îl vom realiza. Eu reprezint o certitudine pentru Partidul Național Liberal. Aproape toți membrii Partidului Național Liberal mă cunosc, știu cine sunt, știu ce am făcut pentru Partidul Național Liberal de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră. Știu foarte bine că m-am luptat constant pentru promovarea ideilor liberale. M-am luptat constant pentru a împiedica punerea în practică a programelor retrograde ale formațiunilor politice născute din fostul Partid Comunist. Că m-am luptat sistematic pentru a contribui la o guvernare care să asigure dezvoltarea României și care să fie bazată pe valorile liberal-conservatoare. Nu ascund că moțiunea mea este o moțiune liberal-conservatoare. Pe lângă valorile liberale fundamentale, care sunt libertatea, proprietatea privată, egalitatea de șanse, respectarea cu sfințenie a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, libera competiție între cetățeni, competiția liberă între actorii economici, noi susținem valori fundamentale care Partidul Național Liberal le-a avut permanent în acțiunea sa politică și în programele sale politice. Suntem un partid național.
un partid care are vocația de a apăra și reprezenta interesele fundamentale ale României, care are ca obiectiv ridicarea permanentă a României, afirmarea României pe plan internațional. Obiectivul pe care noi ni l-am stabilit este un obiectiv extrem de ambițios. Dorim o Românie puternică, dorim o Românie care să fie o putere economică la nivel european, dorim o Românie inteligentă, care să fructifice la maxim inventivitatea poporului român, predispoziția spre inovare, spre cercetare, spre găsirea de soluții novatoare în domenii diferite de activitate. Ne dorim o Românie care să aibă cu adevărat șansa de a oferi fiecărui român posibilitatea de a se realiza în viață aici, în România. Sigur, conținutul moțiunii a fost prezentat public și de-a lungul acestei campanii voi prezenta diferitele elemente ale moțiunii. Dar aș vrea să adaug că Partidul Național Liberal este un promotor al valorilor românești, al tradițiilor românești, al personalității și identității românești, a caracteristicilor specifice care ne dau unicitate. Partidul Național Liberal este un partid care susține instituții fundamentale în societatea românească. Biserica, familia, satul românesc, cultura românească. Partidul Național Liberal este un partid care, deși susține constant modernizarea, dezvoltarea, respinge toate curentele neomarxist-progresiste care în ultima vreme își fac loc pe nevăzutele în mințile unora dintre români. Suntem un partid puternic ancorat în tradiția poporului român. Suntem un partid care, exact cum de-a lungul istoriei, a fost un partener al bisericii, un susținător al valorilor creștine, al moralei creștine, la fel ne vom manifesta și de acum înainte. Campania practic începe odată cu depunerea moțiunii. Împreună cu colegii mei vom efectua un nou turneu în toate filialele județene pentru a prezenta moțiunea, pentru a dezbate moțiunea cu colegii noștri și, evident, pentru a obține susținerea filialelor județene pentru moțiunea pe care o prezentăm. Practic, campania se va desfășura până în data de 15 septembrie și fiecare filială trebuie să se pronunțe asupra moțiunii, putând sprijini una sau alta sau ambele moțiuni prin vot secret care este acordat în colegiile directoare județene. Am încredere în membrii Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal este total diferit față de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. Partidul Național Liberal are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter, oameni care sunt apreciați în comunitate, oameni care își respectă cuvântul, oameni consecvenți, oameni care sunt cu adevărat reprezentanți de seama ai Partidului Național Liberal. Avem aproape 1300 de primari care sunt modele de activitate, de performanță în guvernarea locală. Cei mai mulți dintre ei au schimbat radical în bine fața comunităților locale pe care le-au condus, aducând dezvoltare, aducând modernizare, aducând investiții, creând locuri de muncă și oferind cu adevărat șansa la o viață mai bună pentru locuitorii comunităților pe care le conduc. Avem mii și mii de consilieri locali, de consilieri județeni,
de oameni care ne reprezintă în administrația centrală și în serviciile deconcentrate. Buni profesioniști, oameni onești, oameni corecți. Ei reprezintă cu adevărat Partidul Național Liberal și ei trebuie să decidă cine merită să conducă Partidul Național Liberal. Am tot respectul, am colaborat cu foarte mulți dintre colegii mei care sunt președinți de filiale, dar nu cred că doar numărătoarea președinților de filiale este importantă în această competiție. La congres vor veni 5.000 de delegați care vor reprezenta cei aproape 200.000 de membri ai Partidului Național Liberal, care își pun obrazul în fiecare zi pentru Partidul Național Liberal, care promovează și apără ideile și imaginea Partidului Național Liberal și care ei sunt aceia care trebuie să determine conducerea Partidului Național Liberal. Pe 25 septembrie, la congres, se alege președintele Partidului Național Liberal. De asemenea, se alege președintele Curții de Onoare și Arbitraj și președintele Comisiei de Revizie și Cenzor. Restul conducerii se va alege la un Consiliu Național care se va desfășura ulterior congresul. Competiția care începe acum și care va avea deznodământul pe 25 septembrie este competiția pentru președintele Partidului Național Liberal. Am încredere în discernământul colegilor mei. Am încredere în democrația internă din partid, în ciuda tuturor tendințelor contrare spiritului democratic care s-au manifestat pe aici, pe acolo. Sunt convins că decizia colegilor mei care vor participa la congres în 25 septembrie va fi o decizie care va asigura traiectoria ascendentă a Partidului Național Liberal și va oferi capacitatea Partidului Național Liberal de a-și îmbunătăți performanța guvernamentală și de asemenea de a fi capabil să câștige toate scrutinurile de alegeri din 2024. Vă mulțumesc! Ludovic Orban cu un discurs nu neapărat lung în legătură cu ceea ce lucrurile care sunt importante în această depunere de mandat. Ludovic Orban încercând totuși să facă niște diferențe între el și Florin Câțu, mai ales în zona asta am văzut a conservatorismului. Pe zona aceasta a venit Ludovic Orban și încearcă cumva să joace această carte, punându-l într-o situație complicată pe Florin Câțu, că totuși conservatorii din Partidul Național Liberal sunt mai mulți decât cei adepții progresismului, adică poate că asta e și o strategie bună pe care a adoptat. Astăzi Ludovic Orban și-a lansat oficial candidatura pentru funcția de președinte PNL și neoficial candidatura sau intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Ce am ascultat puțin mai devreme a fost un discurs cu puternice valențe prezidențiale în condițiile în care foarte probabil în 2024 finala alegerilor prezidențiale va fi tranșată, cum îmi place domnului Câțu să spună, între un conservator și un progresist. În momentul de față, Ludovic Orban mai face încă un pas pe calea clarificării doctrinare pentru Partidul Național Liberal sub conducerea sa sau, dimpotrivă, crearea unui anumit curent în jurul său, pentru că, foarte posibil, indiferent de rezultatul acestor alegeri interne, ca Ludovic Orban să fie candidat la alegerile prezidențiale, este în momentul de față, exceptând, desigur, formațiunea AUR,
singurul lider politic cu un discurs conservator. Problema la AUR e că acestui partid este asociată și o etichetă mai degrabă radicală. Președintelui PNL e greu să-i asociezi o etichetă radicală, oricât de mult ar vorbi despre biserică, tradiții, cutuma românescă și spiritul național. Și satul românesc, Răzvan s-a adăugat. Asta cu satul, e bun și asta cu satul, am înțeles un pic peste sat, că da. E important și oraș. Da, deci pe un discurs naționalist este singurul lider de partid mare, exceptând desigur AUR, din electoratul căruia poate preia, poate prelua de fapt voturi, pentru a-și construi o platformă. Reamintim, alegerile din 2014 au fost câștigate de Klaus Iohannis cu susținerea Alianței Creștin-Liberale. E clară treaba. Deci încă de atunci a început să se lucreze pe acest temei. La un proiect. Între timp lucrurile s-au mai... Dar mi-ar plăcea să fi văzut cum urmăreau cei din echipa lui Câțu discursul domnului Ludovic Orban sau întâmplarea de acolo, urmărind așa, parcă o să vedem cum au... Poate le vedem pe Florin Câțu la anunțarea moțiunii, vorbind despre intenția de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex. Ca să rupă ritmul în direcția cealaltă. Păi normal. Da, trebuie să accelerezi și tu pe poate căcuța ta. Da. Că nu poți veni acum cu un discurs similar. Mai ales că Florin Câțu foarte greu va putea fi asociat unui discurs mai degrabă conservator, el fiind asumat mai degrabă progresist. Ce mă surprinde pe mine, și aici va trebui să avem o discuție, căci astăzi dialogăm cu domnul europarlamentar Rareș Bogdan, prin vicepreședinte al partidului, vom discuta despre susținerea pe care peneliștii conservatori, tradiționaliști, Robert Sighiartău, Rareș Bogdan, îi oferă progresistului Florin Câțu. Deja s-au asumat... să clarificăm și această compatibilitate, clarifica... greu de înțeles. Dar deja l-am auzit pe domnul Sighiartău spunând că domnul Câțu nu este un progresist. O să vedem, luăm o scurtă pauză. Domnul Câțu după care este un progresist? Așa a zis domnul Sighiartău. Vom veni cu o declarație spectaculoasă a domnului Florin Câțu, care îi va arăta domnului Robert Sighiartău că habar n-are în ce partid trăiește. Pauză și ne întoarcem cu ceva senzațional. Ne-am întors în direct, moment important petrecut astăzi la Ministerul Finanțelor, acolo unde Dan Vâlceanu împreună cu Florin Câțu s-au deplasat. Dan Vâlceanu a preluat finanțele României, a dat și niște răspunsuri importante la niște întrebări care planau asupra dânsului. Hai să urmărim imagine și le comentăm după. Există o companie la care faceți referire, care este o companie a părinților mei, înființată în 1997, când eu aveam 18 ani. Deci această chestiune că aș folosi părinții paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii cel puțin precoce sau mai mult decât precoce să-ți folosești părinții paravan pentru afaceri. Dar, mă rog, în politică acuzațiile se fac și fără fundament de multe ori. Asta e, deci nu există niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere, iar ceea ce privește contractele pe care le-ați văzut acolo declarate, toate, dar absolut toate și niciodată altfel, niciodată, nici măcar la compania la care eu am fost acționar, acele contracte nu au fost câștigate decât prin licitație publică. Niciodată un alt mijloc de atribuire a unui contract public. Deci, dar nu sunt totuși cam multe contracte cu statul pentru o companie? Nu, mă gândesc că nu toate companiile din țara asta reușesc să aibă asemenea nu? Contracte cu Haide. Statul. Să știți că este una dintre companiile care au afaceri cu Complexul Energetic Oltenia și cu celelalte companii de acest gen printre cele mai mici. Deci nu, este exact invers. Sunt mai toate companiile din zona au contracte mai multe și mai mari. Dan Vâlceanu le-a răspuns și celor care îl critică pentru legăturile sale cu PSD de la începutul carierei. Vâlceanu și-a început cariera politică la PSD, fiind președinte al Tineretului Social-Democrat Gorj din 2006 până în 2009. Da, am văzut în această perioadă toți sfinții și îngerii din politica românească că au sărit să critice acest lucru. Am fost într-o urgență de tineret în urmă cu mai bine de 10 ani, lucru pe care nu l-am ascuns niciodată și din contră îl găsiți pe site-ul Parlamentului, al Camerei Deputaților, în CV-ul pe care l-am depus acolo.
Dacă asta este, ăsta este păcatul meu politic, atunci fie, îl duc așa cum e. Da, lucruri încruntate, încurcate acolo până la urmă. Ce mă încurcă pe mine cel mai tare este această acuzație cu care a intrat în mandat domnul Vulceanu. Care acuzați? Că părinții lui fac afaceri cu statul. Dom'le, repet ce am zis și ieri, e important de menționat lucrul acesta. A face afaceri cu statul nu e în sine un lucru rău. Așa se întâmplă totuși, e o formă de capitalism. Statul are nevoie de niște servicii al unor firme private, se face o licitație, nu se atribuie contractul direct, sigur la atribuirea directă a contractului poți să ridici câteva sprincene și câteva suspiciuni, dar aici, în privința asta, nu poate să fie în sine o acuzație faptul că are o firmă. Lucrurile de aici mai departe, sigur că vor continua să vedem cu ce noi elemente, cu ce noi date, dar așa cum arată lucrurile acum, nu este o problemă. Nu este o problemă, Dan Vulceanu și-a preluat mandatul cu o mică greșeală. Se poate întâmpla oricui. Ce greșeală, domnule? O mică greșeală a făcut. A produs o mică greșeală legată de inflație. Ești atât de critic. Legată de această inflație în care zacem, că până la urmă, vezi, avem creștere economică, avem inflație, avem de toate. Deci ni se pune la dispoziție o paletă întreagă de succese. Ce anume ți se pare ție că ar fi eronat în cea a greșit un pic inflația. A greșit un pic inflația. Ce e de greșit la ea? Și un pic acolo. Dar până la urmă, băi, inflația e dinamică. Nu știi exact până la urmă cât e. Se mai schimbă. Bune, poate era. Și dar de ce spui că a greșit domnul Vâlceanu? Poate sunt poate greșite datele oficiale. Poate a greșit BNR-ul, domne. Că poate tot greșesc, că ne-am săturat de greșeli. Uite, poate cu doamna Dăncilă a greșit, de exemplu, când a luat-o. S-au mai făcut greșele acolo. Domnul Isărescu tot face greșele în ultima vreme. Mi se pare că ești prea critic la adresa actuale. Da, și mie mi se pare. Dar hai să mergem la un domn cu adevărat critic la actuala putere, domnul Ciolacu. Înainte de domnul Ciolacu, hai să vedem caricatura care exact de aici pleacă Răzvan, de la ideea... Că și tu și artistul Marian Avramescu a sesizat această mică... Că s-a greșit. Neînțelegere cu inflația, domne. Domn Vulceanu, când o să coborâți, o să vedeți că alta e inflația la parter. Asta, sigur. Sigur, pentru că erau ministrul la un anumit etaj, dar și domnul Vulceanu e la un anumit etaj, fiind extrem de înalt pentru cei care nu l-au văzut niciodată față în față. Și probabil asta o fi și cauza micii neînțelegeri pe care tu, într-un mod de-a dreptul malițios, ai considerat o greșeală. O mică greșeală, da? A zis o mică greșeală. Mică, mare, ai spus greșeală. Care îl umanizează pe domnul ministru. Nu știu de unde atâta ostilitate potriva unui om care abia astăzi și-a preluat portofoliu. Ești un critic acerb al acestui ministru. Pare deja o înverșunare. Ai spus de două ori în mai puțin de 10 minute greșeală, greșeală. Insiști să lipești această anatemă de fruntea noului ministru de finanțe? Oare de ce? De ce interese sunt la mijloc, domnul Buzdeanu, să-l decredibilizez pe domnul Vulceanu cu atâta patos? Că mă simt obligat să intervin, să spun: las-o, domne, mai moale! Las-o, domnule, mai moale! Că nici Marcel Ciolacu, din care te pregătești să citezi, n-a fost atât de dur, atât de cum să spun eu, de pornit împotriva ceea ce înseamnă echipa câștigătoare, domnul Buzean. Dar temperează-ți emoțiile, domnule. E o mică greșeală. E o mare greșeală ce ai comis dumneata. E o mică greșeală ce a comis domnul Vulceanu, dar până la urmă, sigur că nu știm dacă e o greșeală. Dar nu e o greșeală. Poate au greșit ei la ții, domnule. Poate au greșit ăștia la BNR care au zis-o. Este o eroare de comunicare, domnul. Ne-a explicat de-a lungul timpului, ne-a explicat PSD-ul că între eroare și greșeală e o diferență. Clar, dar e o eroare de comunicare. Da. Există greșeli, există greșeli de comunicare, există erori și erori de comunicare. Și nu știu dacă e neapărat o eroare de comunicare, cât e o problemă în sensul în care dumneavoastră n-ați înțeles ce a vrut dânsul să spună. Da, hai să înțelegem ce vrea să spună domnul Ciolacu. Aseară, domnul Ciolacu, hai foarte repede să-l dăm, a intervenit în emisiunea colegului Mănăstire făcând niște acuzații grave. Avem moțiunea de cenzură să vedem cine își mai asumă un astfel de prim-ministru și să-și asume politic. Eu am văzut ce au făcut dansul celor de la USR Plus. Domnul Cioloș, că aștept acum vreo 48 de ore. Aștept lămuriri de la primul ministru. Le-a primit domnul Cioloș? Da, au fost primite. Să mi le spună și mie. S-a lămurit domnul Cioloș după ani de zile în care ne-au intoxicat USR-ul cu președintele, cu toată lumea, cu fără penali. Să ajungem în situația în care penalul Câțu cu penalul Barna împart banii românilor. Aici nu și... aveți dovezi legate de Barna, că a săvârșit o infracțiune? Ce am citit în presă. Marcel Ciolacu
spune că cele două dosare ale lui Câțu din Statele Unite nu-i mai dau dreptul premierului să conducă vreun guvern. Cuvinte grele a aruncat liderul PSD spre Florin Câțu. Când te urci beat la volan, ești responsabil. Acum 20 de ani. Când faci, este infracțiune. Sper că nu vreți să mă lămuriți că a fost contravenție, fiindcă există documentele. Știți, cele trei praguri penale din Statele Unite, am stat și noi de vorbă cu avocații, ni s-a explicat lucrurile, e infracțiune clară. Da? Eu știam că domnul președinte și domnul Barna, domnul Cioloș, toți sunt cu fără penal în funcții publice. Foarte intransigenț, așa este. Când faci împrumuturi și nu mai dai bani înapoi, ți-e par, dai o țeapă la o bancă. Corect? Gândea să fii primul ministru al unui stat și să nu știi cât costă alimentul de bază al populației, respectiv pâinea. Mie mi se pare mai grav decât toate. Te ridici frumos după scaun și pleci acasă. Nu ai ce să cauți într-o asemenea funcție când tu trăiești în altă lume față de lumea în care trăiesc românii. Da, Marcel Ciolacu amenință cu o moțiune de cenzură la capătul acestui șir de acuzații, dintre care înțeleg că cea mai gravă e faptul că nu știa cât costă o pâine. Deci mă gândesc cât de grave sunt alea, dacă cea mai gravă este faptul că nu știa cât costă o pâine. Pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândesc că poate moțiunea de cenzură asta va viza. Moțiunea de cenzură are și un nume, se pune un nume, e botezată moțiunea de cenzură și mă gândesc că pe zona asta va merge cu botezarea moțiunii de cenzură. Câțu cu pâinea ceva, nu știu să mă gândesc. Câțu la brutărie. La brutărie și e posibil să se numească moțiunea de cenzură, că mă aștept la absolut orice din partea acestor oameni care pur și simplu pare că și-au creat un job, ca să nu spun chiar Din a critica? Chiar un gest reflex din a critica acest guvern care ne-a spus domnul Câțu a făcut doar bine românilor. O să stăm de vorbă cu Rareș Bogdan în câteva minute să-i punem niște situații în față să vedem cum le comentează. Pauză și revenim.